Vă salut, prieteni! Aceasta e Morar News și aici noi vă povestim știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului. Știți vorba aceea? Câinii latră, caravana merge mai departe. Mergem mai departe și noi și vă mulțumim că sunteți cu noi. Apropo, încă un pic și vom fi 35.000 de abonați la acest canal. Vă mulțumim pentru încredere și le mulțumim și celor care nu se abonează pentru că nu știu ce e aia Google account, dar oricum ne urmăresc. Mama, privet! Nu uitați de like și share, asta tare ne ajută să ajungem la cât mai multe lume. Iar acum începem! De vreo 4 ani încoace ni se tot încearcă a dovedi că cei care ne conduc astăzi nu sunt ca foștii, ci sunt imaculați și chiar îngeri de integri ce sunt. Treptat însă cu toții s-au developat, rând pe rând. Însă ultimul scandal ieșit la iveală datorită chiar a celor care susțin autoritățile noastre, adică a partenerilor din vest, a dovedit că așa zișe îngeri de la noi nu sunt chiar atât de alb, vorba clasicului. Evident că vorbim despre operațiunea Interpol. Aflăm cu stupoare că cel puțin 20 de criminali notori din întreaga lume, dați în urmărire internațională, au reușit să șteargă numele din lista Interpolului datorită schemei de corupție în care au fost implicate mai multe persoane publice din Moldova și din alte țări. Printre bănuiți se numără șeful Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, șeful biroului Interpol de la Chișinău, un fost ministru al justiției care era reprezentantul Moldovei la Interpol și în timpul actualei guvernări, un avocat de la noi și se pare că sunt implicate chiar și instituții subordonate Ministerului Justiției de la Chișinău. Hețurile în Moldova în acest caz au fost luate de către Veronica Drăgălin spre disperarea guvernării, deoarece aceasta, adică guvernarea, a vrut să nu se facă mare tam-tam din tot acest mega scandal. Dar nu, Drăgălin nu a fost de acord, de asta a chemat presă pentru a povesti, a mers personal în instanțele de judecată pentru a cere mandate de arest pe numele celor vizați, a dat interviuri peste interviuri tuturor celor care solicitau. Și asta deoarece ea știe cât e de gravă situația în acest caz și nici măcar nu este vorba despre reputația PAS-ului sau ratingul Maia Sandu. Este vorba despre imaginea Moldovei pe plan mondial. Pentru că după o așa situație extraordinară, țara noastră de acum încolo va fi privită cu ochi și mai suspecți decât până acum. O guvernare care zi de zi strigă în gură mare cât e de antirusă, iar pe de altă parte scapă basma curată fugare inclusiv ruși, asta trebuie să poți. Noi în niciun caz nu acuzăm că însăși puterea de la Chișinău se ocupa de cele menționate, dar insistăm pe un fapt care trebuie să fie clar pentru toată lumea. Anume, această putere a dat afară pe toată lumea de peste tot când a venit la guvernare pentru a-și instala proprii lachei fideli și obedienți. Ei cu foștii n-au vrut să lucreze, au vrut cu ai lor. Au dat afară tehnocrat și profesioniști pentru a-și instala membri de partid. Și ce? On April 11, 2024, the Republic of Moldova and the Republic of France executed a joint investigation team agreement at the Eurojust headquarters in The Hague, Netherlands. The Anti-Corruption Prosecution Office also requested the assistance of the FBI as specialists in the processing of digital devices to be seized as part of the larger investigation. Aici să facem totuși o precizare. Au încercat ai noștri să se laude că au descoperit o schemă de corupție fără precedent, dar meritul oricum e al autorităților din Franța, Marea Britanie, Statele Unite. Iar ai noștri pur și simplu au fost anunțați că tot ai noștri se ocupă de astfel de scheme grave. Cel mai straniu în tot acest caz este tăcerea celor de sus, pentru că la capitolul comentatului ei sunt campioni, dar când au fost vizați ai lor, tăcerea ca într-un cimitir politic. Dragă doamnă Sandu, domnule Rician, domnule Grosu, domnule Spânu, voi auziți în ce scandal este implicată Republica Moldova? Și nu, nu este vorba despre perioade anterioare, ci actuală perioadă de când avem vremuri bune și oameni buni la putere. Așadar, e foarte gravă, dar și delicată toată această situație în care s-a pomenit puterea de la Chișinău. De această dată e imposibil să dai vină pe război hibrid și alte scuze cu care ne-au obișnuit cei din pasul doamnei Sandu. Dar se pare că uneori Dumnezeu există și pentru actuala guvernare. La nici 12 ore de la iscarea acestui mega scandal de nivel internațional, la Chișinău s-a iscat altul care a venit ca o mană cerească pentru puterea noastră și i-a făcut pe toți să uite imediat despre scandalul Interpol. Astfel, fostul șef al statului major al Republicii Moldova ar fi fost informator al Serviciului de Informații Militare al Forțelor Armate ale Federației Rusă. Se arată într-o investigație a publicației The Insider. Se spune că acesta ar fi raportat în mod regulat despre situația politică internă din Republica Moldova și a transmis date despre vizitele reprezentanților Ministerului Ucrainean
ai apărării, care au cumpărat echipament militar și obuze. Altfel spus, stimați prieteni, o adevărată dovadă de ceea ce înseamnă război hibrid, măcar de data aceasta, ne spun autoritățile noastre care s-au întrecut în ale comentatelor de această dată. Ieri am urmărit cu toții în spațiu media informații despre un ex-șef al statului major și rugămintea, pentru că este un subiect de importanță națională și sensibilitate maximă, rugămintea către instituțiile de drept, cele care au atribuții și sunt implicate în investigări, să comunice mai mult și să explice la ce etapă sunt. Îi dăm și noi dreptate domnului Grosu, subiectul este grav, doar că nu înțelegem de ce cazul Interpol este abordat într-un fel, iar cazul Gorgan cu totul altfel. Unii au propria explicație, iar nouă nu ne rămâne decât să ne facem propriile concluzii. Bine, eu am convingerea că chestiunea legată de Gorgan este aruncată în spațiu public, numai pentru a se trage atenția de la câteva elemente. Unu, care l-ați invocat dumneavoastră Interpol. Doi, cazul cu numirea lui Grbincea de către Consiliul Superior al Magistraturii ieri. Și trei, probabil pentru a justifica eventual votarea în a treia lectură vestitului proiect de modificarea noțiunii de trădare de patrie din codul penal. De ce am eu dubii că se urmărește într-adevăr scopul real de luptă cu trădarea de patrie? Voi menționa următoarele. 1. Eu am studiat atent materialele care au fost aruncate în spațiu public. Vă referiți la cazul Gorgan? La cazul Gorgan. În primul rând, nu am văzut elemente cu grefă secret de stat. Adică, ca spre exemplu despre cele 6 miguri, da? Că se invocă pe acolo că el ar fi comunicat rușilor despre faptul că ucrainenii ne solicită cele 6 miguri. Chiar a ridicat informația din spațiu public și atunci a fost un scandal prin luna aprilie, mai anul 2022 despre faptul că ucrainenii, speakerul, prim-ministru Stefanciuc, nu știu cine e, prim-ministru sau speaker parlamentului ucrainean, solicitase de la autoritățile noastre ca să transmitem acele 6 miguri ale Republicii Moldova către armata ucraineană și atunci a fost și o informație de la speakerul Republicii Moldova, deja Igor Grosu, care a confirmat că au fost asemenea discuții, asemenea solicitări, însă ele au fost respinse pe motiv că noi suntem stat neutru și nu avem dreptul să furnizăm utilaje militare. Adică informația asta era pentru ruși arhi cunoscută, nu era un mare secret de stat lucrurile respective. Un alt element că el invocă că ar avea la dânsul tot e sub control în armată. Păi, anul 2022 el deja nu mai lucra în Ministerul Apărării. Ce vor să ne spună cei de la Insider? Că cetățeanul respectiv, care era deja persoană privată, controla Ministerul Apărării, care se află de fapt în subordinea președintelui Republicii Moldova, care este șeful, comandantul suprem al forțelor armate din Republica Moldova. Adică Maia Sandu nu știe ce se întâmplă în Ministerul Apărării al Republicii Moldova și SIS-ul ne informează despre lucrurile respective, confirmând informațiile publicate de așa zisul Insider. Și un al treilea element, că Gorgan ar fi spus că veniți odată rușilor și boțâți policienii din Republica Moldova că trebuie curățit de fașism în Republica Moldova. Păi dacă deschizi TikTok-ul, sute de mii de comentarii de asemenea tip. Mă întreb eu, asta este libertate de exprimare sau este o declarație veritabilă care ar fi influențat cumva deciziile Federației Rusă în ale războiului pe care le duc ei pe teritoriul Ucrainei și eventuala posibilitate de invazie, pretinsă invazie a Republicii Moldova. Adică foarte multe elemente strane. Nu vreau să fac concluzii pripite, eu altfel îmi pun întrebarea, de ce noi n-am știut despre acest fapt mai înainte sau de ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care este responsabil de astfel de investigații, trebuie să afle din presă. Cel mai amuzant în acest caz a fost reacția SIS-ului, care, atenție, a confirmat autenticitatea investigației respective. Altfel spus, SIS-ul știa, dar nu spunea la nimeni. Asta cum? Люся, хочу вас спросить, вы что тут охраняете? А? Какие секреты? Шли бы лучше в уличные регулировщики, все какая-то польза была бы. Представляете себе, какое количество людей по всей стране
тратит свою жизнь ни на что, выписывает какие-то пропуска, сторожат пустоту. Вот вы зачем тут стоите? Чтобы не пропускать посторонних. Извините. Только народ Люси не может быть посторонним. Это мы можем быть посторонними. Ei, ce-ar fi necesară o demisie de onoare? Cel puțin una, dacă se confirmă într-adevăr că omul ajuns șef al statului major, inclusiv datorită doamnei Sandu, furniza informația pentru ruși. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, tot în acest context, Ministerul Apărării propune spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de decret al președintelui Republicii Moldova privind numirea domnului Igor Gorgan în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale. Proiectul nominalizat a fost elaborat în contextul survenirii eliberării din funcția șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale, domnul general de brigadă Igor Cuti. Întrebări la raportor, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Colegi, vreau să vă rog, pentru numirile făcute în această ședință de guvern, dar și pentru următoarele, imediat să fie disponibil pe site-urile ministerilor respective o copie a CV-ului persoanelor numite, ca toată lumea, inclusiv presa, să poată să se documenteze despre calificările oamenilor pe care i-am numit astăzi în funcție. Vă mulțumesc! În acest context, nu putem aici decât să citim pagina de Telegram Casă de Nebuni. Spânul ne-a furat la gaz? Război hibrid. Spânul ne-a furat la pecură? Război hibrid. Guvernul Sandu a numit în funcție un general spion rus? Asta e Igor Dodon. Contrabanda cu țigări în România a crescut? Asta războiul din Ucraina. Face o reformă de căcat a justiției? Sistemul se opune. Închis presă care nu te laudă? Război hibrid. Spânul a trăsnit o companie din România în favoarea silovei mașini? Aici deja nu e război hibrid, dar lucru de calitate. Spânul a trăsnit o companie din România în favoarea unei din India cu legături rusești? Asta nu e război hibrid, dar ingeniozitate. La p*** am văzut pe cei care bagă războiul hibrid ca scuză pentru orice greșeală și nu au maturitatea pentru a-și asuma unele acțiuni. Am încheiat citatul și am subsemnat. La vremuri noi, schemele sunt vechi. În timp ce de dimineață până în seară, guvernarea ne cântă același refren despre dușmanii eurointegrării, corupție și război hibrid, se fac lucruri cu adevărat importante. Pentru ei, guvernul PAS vrea să impună monopolul fiscal pentru întreprinderea metalferos. Da, anume acel metalferos despre care actuala putere, pe când era în opoziție, acuza că e monopolistă și îl învineau pe Plahotniuc, ulterior și pe Dodon, că monopolul de la metalferos împiedică alte afaceri din același domeniu să se dezvolte. Mai mult, și ambasadele acuzau același lucru. Numai că e una să fii în opoziție și să țipi despre scheme de la metalferos și e alta să ajungi la putere și să intri în poftă. Deci, actual guvernare vrea acum ca metalferos să devină singura entitate din țară care va putea desfășura pe teritoriul Republicii Moldova activități aferente gestionării deșeurilor de metale feroase. Mai exact, este vorba despre comercializarea resturilor și deșeurilor de metale feroase către agenții economici aflați pe teritoriul țării noastre care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar sau importul fierului vechi și comercializarea ulterioară către aceștia. Sună complicat, înțeleg, dar esența e aceeași. Ia ascultați voi cum explică ei dorința de a reinstala monopolul Plahotniuc. Conform guvernului, astfel va fi atenuat dezechilibrul concurențial de pe piața deșeurilor de metale feroase din Moldova. Se va asigura respectarea cerințelor de mediu în procesul de gestionare a deșeurilor și se vor obține venituri în bugetul de stat. Alo, dragă guvernare, pe frunțele noastre scrie că noi suntem proști? Oamenii informați povestesc că pe timpuri Vlad Filat a vrut să anuleze în Parlament monopolul metalferos, dar atunci la ședința fracțiunii Plahotniuc a spus că asta ar fi sfârșitul Partidului Democrat. Ce să înțelegem noi din asta? Că PAS actualmente e un fel de PD? A înțeles că și el are nevoie de bani? Apropo, la procuratură și astăzi există un dosar pe cazul monopolului metalferos cu circa 600 de milioane de dolari sustrași. Și dacă vă mai amintiți, Maia Sandu considera anularea monopolului metalferos drept una dintre cele mai mari reușite ale guvernului în 2019. Și din nou, bună ziua! Statia 89, punct 2. De 6 лет. Не пойдет. Так ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас.
Dar ca să nu credeți că e vorba doar despre o singură schemă, acolo și vă mai povestim una. Dar până atunci, ia ascultați-o voi pe doamna Sandu ce declara ea despre scheme atunci când lupta pentru fotoliul prezidențial. Мы не приблизились к тому, чтобы найти политическое решение этому конфликту. И я считаю, что одна из главных причин – это то, что в Кишиневе есть люди, которые делали и сегодня делают, сегодня я говорю про господина Дадона, большие деньги на контрабанду, на коррумпированные схемы, которые происходят на территории Приднестровья. Вот, например, мы покупаем газ у «Газпрома», мы платим полную цену за газ. Приднестровье не платит вообще за этот газ. Они не платят, а долг Российская Федерация считает за Молдову. То есть там уже где-то 7,5 миллиардов долларов. Это за все, что употребили, то есть потребление Приднестровья за все это время. С другой стороны, Приднестровье использует газ для того, чтобы производить электричество. Потом правый берег Республики Молдова покупает это электричество. Мы платим, опять же, очень высокую цену. А они используют газ, за который они не платят. То есть получается, что вот через такие схемы люди в Кишиневе делают деньги. Frumoasă declarația, așa, estimați mei prieteni. Dar acum ce s-a întâmplat? Iată știri de câteva zile. Moldova și Ucraina au ajuns la un acord neoficial privind prelungirea livrărilor de gaze naturale către Transnistria nerecunoscută după încheierea contractului de tranzit cu Gazprom din Rusia la sfârșitul anului 2024. Despre acest lucru a declarat ministrul energiei din Moldova, Victor Parlikov, într-un interviu pentru Bloomberg. Noi începem să avem un fel de disonanță cognitivă. Atunci când PAS era în opoziție, acestea toate de mai sus erau scheme, iar acum ele nu mai sunt scheme. Sau ele nici atunci nu erau scheme, ci motive de a scanda ceva în stradă, adică subiecte electorale. Sau totuși modalitățile lui Plahotniuc de a face bani erau de succes? Voi înțelegeți, bunii mei prieteni, ce se întâmplă. Vladimir Plahotniuc a trecut la fustă din câte vedem, ori altfel să zicem, Maia Grigorievna Plahotniuc. Sau cum se întreba cineva, oamenii care sunt gata să voteze repetat pentru Sandu și PAS, de ce nu vă plăcea de Plahotniuc? Fura la fel și el, mințea la fel, la fel striga în gură mare despre integrarea europeană. De ce a trebuit să schimb blaie cu bălaie? Acela măcar nu fura de la pensionari. Poziția nu mai aparține, dar întrebările sunt foarte pertinente. Voi, eu văd, bezcărâșnă iubiți bani. Скажите, какая сумма вам нравится? 5000. В месяц? В год. Да. Нам с вами не по дороге. Мне нужно 500000 по возможности сразу, а не частями. Может быть, все-таки возьмете частями? М? Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Și totuși e greu de oprit mașinărie PAS. E secret patria noastră. Au votat modificările aduse articolului din codul penal privind trădare de patrie și partea ce ține de dezinformare. Proiectul de lege a fost votat în lectură finală și asta în pofidă tuturor criticilor expuse de aproape toată lumea. Nu, nu gruparea Șor a criticat, ci organizații internaționale. De exemplu, Amnesty International. Aceasta declara anterior, abia când s-a auzit despre această intenție, adică doar o săptămână în urmă, că noua definiție a trădării de patrie amenință libertatea de exprimare. Potrivit organizației internaționale, definiția lărgită a trădării de patrie este vagă și deschisă abuzurilor. Aceasta chiar îi cere președintelui țării Maia Sandu să nu promulge legea. Și ce credeți? Joi legea e votată în lectură finală de către deputații PAS, iar vineri dimineață deja apare în monitorul oficial, ceea ce înseamnă că intenția a devenit lege semnată și astfel promulgată de către Maia Sandu. Iar acum eu mă gândesc pe o clipă. Imaginați-vă că la putere era Plahotniuc sau Igor Dodon și dacă aceștia își permiteau să adopte o astfel de lege. Cum ar fi țipat PAS-ul dacă era în opoziție astăzi? Doamne ferește, Amnesty International! Și nici măcar nu este vorba de Amnesty International din Republica Moldova, ci de sediul central, comunicat de presă emisă în limba engleză. Iar acum nimic. Pur și simplu, ignoră. Asta e alte timpuri, alte tactici.
Acordarea de ajutor în vederea desfășurării unor activități ostile împotriva securității statului se exprimă și prin campanii de dezinformare, activitate organizată într-o anumită perioadă de timp pusă la cale de a realiza obiectivele ostile prin dezinformarea societății, activitate care este de natură să-i aducă atingere suveranității, independenței, unității, indivizibilității, securității sau capacității de apărare a statului. Articolul 4 din Legea Securității Statului indică care sunt pericole deosebite pentru securitatea statului. Conform articolului 4, alineat 2, litera H, pericol deosebit pentru securitatea statului prezintă acțiunile inacțiunile orientate spre apariția amenințărilor hibride la adresa statului, exprimat prin campanii de propagandă ostilă sau de dezinformare, care pot dăuna regimului constituțional. Potrivit articolul 1 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova, dezinformare înseamnă răspândire intenționată pe orice cale în spațiu public a informațiilor a căror caracter fals sau înșelător pot fi verificate și care sunt de natură să dăuneze securității naționale. Aparent sună bine, dar asta doar în aparență, deoarece de acum încolo orice vom spune chiar și noi aici la emisiunea noastră ar putea fi calificat drept dezinformare de către autorități. Cine va stabili de acum încolo ce este dezinformare, adevăr și ce este minciună? Evident că autoritățile statului, adică pasul șefii statului sau, în cel mai rău caz, lacheii șefii statului. Anul acesta avem alegeri prezidențiale, la anul avem alegeri parlamentare, iar pentru ei puterea e mai importantă decât pentru noi este viața. De aceea, orice afirmație din presă pe care ei nu o controlează, li se va părea atentat la securitatea partidului, adică la imaginea partidului, și asta ar putea fi calificat ca trădare de patrie. Guvernarea joacă tare murdar și periculos. Noi însă avem doar o singură întrebare. Dacă vom supraviețui cu toții cumva acestor timpuri, ce va face viitoarea guvernare, eventual, cu aceste legi în raport cu cei din PAS, care posibil că deja vor fi în opoziție? Logică se va folosi totul împotriva lor? Se vor opune partenerii de dezvoltare? Păi, dacă acum ei nu se opun, de ce s-ar opune atunci? S-a tăcut acum, să se tacă și atunci. Ăștia ignoră total și știți ce fac? Își bat joc chiar de ei înșiși. Ставится в том числе антикоррупционная прокуратура. Что еще мешает прокуратуре? А, кстати, вопрос нашего телезрителя по поводу... Офиса. Офиса. Да, какой... решили. Вопрос звучит таким образом. Какой этаж парламента отдадут прокуратуре антикоррупции? Нет, нашли им офис, или как, седью. Да, да, да. Здание. Здание, нашли, да. Где? Ну, в центре, будет в центре, я не знаю, если уже объявили публично, но, насколько я знаю, уже нашли. Там есть одна институция, ее попросит очень вежливо, чтобы они поселились. Что за здание такое? Ну, очень скоро, ну, коллеги с антикоррупционной прокуратуры, они уже знают, наверное, знают, потому что без них не было бы... Есть бывшее здание Генеральной прокуратуры? Ну, почему бы нет, да. Скажем то, так. То, что мне пришло в голову. Ну, почему сейчас, бы да. нет, да. Там ну, сейчас пускай... комиссия по неподкупности. Ну, тоже. Пускай вот выйдет правительство и объяснит. Объявит. Так, объяснит. Одна проблема решена. Да. Știți ce a urmat la câteva ore după aceste declarații? Procuratura anticorupție a anunțat oficial că nu are habar despre așa ceva și că nimeni nu a informat-o despre identificarea vreunui sediu. Credeți că asta e tot? Deloc. Imediat la rampă a sărit guvernul, care a anunțat că totuși s-a găsit clădire. E vorba despre fostul sediu al Procuraturii Generale de pe Bodone. Doar că acolo activează alte două instituții de stat la fel de importante. Anecdota nu se încheie aici. Spusele guvernului au fost calificate de către Procurorul General drept speculații. S-a identificat un sediu pentru Procuratura Anticorupție. Care este, în sfârșit? Eu nu am informații oficiale. Fost sediu al Procuraturii Generale? Am auzit speculații, însă eu informații oficiale nu am la etapă actuală. Deci până la sfârșitul zilei de azi. Acest sediu ar fi unul potrivit pentru Procuratura Anticorupție? Da, acest sediu ar fi potrivit din toate punctele de vedere pentru Procuratura Anticorupție, dacă vorbim de tot sediu. Așa. A. Dar acolo mai sunt... Acolo sunt două instituții, este vorba, și, de, da. Este vorba de agenția ANI, corect, da. Și de Serviciul Prevenirii Spălării, exact. Combaterea spălării banilor. Adică ei trebuie să plece de acolo, deci, dacă... cu condiția că este eliberat toată clădirea. Dacă nu este eliberat toată clădirea, nu are sens. Repetăm, șeful Parlamentului anunță vesel și plin de viață că sediul pentru doamna Drăgălin s-a găsit. Doamna Drăgălin spune că nu știe nimic. Guvernul declară că totuși s-a găsit. Procurorul general spune că acestea sunt speculații. Sucă! Ну как, блядь, как? Что за жизнь-то? Сиди хоть методичку пиши. Как выжить среди долбоебов?
Dar nu cumva să credeți că bătaia de joc între ei înșiși se încheie aici. Deja cunoașteți că avem procuror general cu acte în regulă. Ion Munteanu, tot el procuror general interimar de vreo 2 ani încoace. Deci omul a învins din a treia încercare, anterior clasându-se pe locul 3. Pentru ce merite a câștigat? Nici măcar ministra justiției nu are habar. O spune chiar ea cu text deschis. Mi-aș fi dorit ca Ion Munteanu să fi făcut mult mai multe din postura pe care a avut-o de procuror general interimar. Dar, pe de altă parte, el a avut ocazia să vadă care sunt problemele și provocările, a spus ministra Veronica Mihailov-Moraru. Adică, pentru ce merite totuși a fost ales anume el, dacă însă șefa de la justiție spune că nu prea sunt rezultate? El a avut ocazia să vadă care sunt problemele și provocările? Dar funcția de procuror general interimar timp de 2 ani este antrenament sau cum? Să stai 2 ani ca să vezi cum e și după asta să devii șef cu acte în regulă. Prieten, să știți clar, avem procuror general exclusiv datorită faptului că Bruselul a dat cu pumnul în masă la subiectul acesta. Dacă nu alegeți procurorul, nu începem negocierile. De ce și s-a anunțat că negocierile vor începe în curând? Fără alegerea procurorului general, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Și l-au ales cu scârț, așa, pentru a bifa pentru parteneri de dezvoltare. Chiar și însuși Munteanu se teme că fotoliul său nu e foarte stabil. Din păcate, la moment, garanțiile de care dispune procurorul sau garanțiile în raport cu procurorul general nu sunt suficiente în raport cu sarcinile care revin și responsabilitățile pe care le are procurorul general. Sau, la ziua de azi, vorbim că majoritatea simplă de 5 membri CSP-ului pot, de fapt, răsturna funcția de procuror general. Sau, astăzi, în CSP, majoritatea nu aparține procurorilor. Asta este o lacună în lege care, după mine, partea puterii legislative trebuie să vină în considerare și să asigure garanții pe măsura responsabilităților și sarcinilor care le revin aceste funcții. Dar în ce sens să asigure garanții? La ce anume vă referiți? Nivelul de garanții procesuale în raport cu funcția de procuror general trebuie să fie mult mai înalt. Deci nu este acceptabil ca stabilitatea funcției de procuror general să depindă de 5 membri a CSP-ului care astăzi nu, care nu neapărat sunt obligatoriu să fie procurori. A fost zilele trecute ministrul economiei la o emisiune TV, unde, surpriză, a fost întrebat despre economie. Și ce să crezi? Unde nu e? Păi nu e. Omul nu prea a avut ce spune decât încercând să devieze subiecte economice spre cele ce țin de digitalizare, proces care, în opinia lui Dumitru Alaiba, decurge cum nu se poate mai bine. Curios este dacă domnul ministru a fost prin instituțiile ASP-ului, ca să se convingă că nici pe departe nu e așa cum crede el. Într-adevăr, haideți să-i spunem, timpul pentru economie nu a fost cel mai bun până recent, însă ceea ce ne bucură este că aproximativ începând cu noiembrie anul trecut vedem tot mai multe semne de revigorare. Și o să vă dau câteva exemple. Investițiile private, asta sunt investițiile companiilor moldovenești, în primul trimestru al anului 2024, în creștere cu 12% într-un trimestru față de perioada anterioară, prima creștere de la începutul războiului. Investiția, ianuarie-februarie, am avut plus 10% față de aceeași perioadă anului trecut, din nou prima creștere a industriei, industrie, am spus investiția, da? Cer scuze, a industriei de la începutul războiului. Industrie sau investiții? Omul știe ce vorbește sau totuși nu prea. Pentru că noi credem că nu prea. Pentru că nimeni nu înțelege de unde a luat ministrul economiei aceste cifre în timp ce companiile se închid și pleacă din Moldova. Vă spuneam că în ultimele două săptămâni, 3.000 de oameni au rămas șomeri deoarece două companii străine și-au făcut bagajele și au plecat din Moldova. Dacă ne uităm ce se întâmplă în economie, că asta e baza fiscală în general a țării, situație cu totul alta. Biroul Național de Statistică este acum deschideți și vedeți care este evoluția comerțului extern. Export, import în primele 3 luni anului 2024. Raportat la primele 3 luni anului 2023. Eu vreau să vă spun că martie 24 față de martie 23, exporturile au căzut cu aproape 17%. Perioada, primul trimestru, ianuarie-martie 24 față de ianuarie-martie 23, exporturile au scăzut cu 14%. Au scăzut și importurile, care tot foarte mult înseamnă pentru o economie. Da? Deci, asta e baza fiscală a unui stat.
Nu ceea ce plătim noi la miniștri, ceea ce plătim noi sectorul bugetar. Asta lucru trebuie de înțeles. De ce se întâmplă situația asta în economie? Probabil că nu trece săptămână să ne auzim cu un investitor de ăsta mai răsărit, cum zicem noi, să nu plece. Da? Iată, de exemplu, săptămâna trecută am aflat că Fujikura închide și a doua fabrică. Da? Deci Vulcănești au închis și unde mai închise acolo. Deci 3.000 de locuri de muncă. 3.000 de locuri de muncă dintr-o lovitură au plecat. Fabrica la Căușeni cu 450 de locuri de muncă, da? Iată, domnule ministru al economiei, care este situația reală din țară, dar nu ceea ce ne povestiți dumneavoastră. Și pentru că guvernarea cunoaște foarte bine ce se întâmplă de fapt, ce face, corect, ne dă circ pe nume luptă contra lușor. Nu iau eu apărarea acestui individ, nu o merită, dar vreau să menționez că subiectul acesta deja nu mai cântă pe nimeni. Șor e hoț? Toată lumea știe asta. E deja om al Rusiei? Știm. Așa, și mai departe ce? Ne batem joc de oamenii care îl susțin? De ce nu? Astfel încearcă PAS-ul să-și consolideze proprii susținători. De fapt, PAS-ul are nevoie de Șor. Acesta, dacă n-ar exista, trebuia fi inventat. Precis. Și frate, nu avem avion acolo, doară, cât poate de acasă, doamne, dar cum nu trebuie? Dați-ne pașapoartă, să ce mă acasă, să ne ducem la Zinicea, să sunem la linie fierbintră, să vă dăm în judecată, să ne ducem la Zinicea de deli. Vă dai de joc, ea proșeț. Deci nu se dă voie. Dar tu nu scrie. Dar de ce vin pe n-alt, să vin filmează în alt parte și filmează? Nu, nu, nu. Vă pute joc, dar noi nu avem drept așa. Да. Я говорю, что это смотри, что сделали. Ну, ты, ну, ты тем гонзоном, да. И брал революцию, брал. А куда же причина? Ты самолет улетит, и вот тебе причина сказать, идите обратно. Но надо сейчас позвонить, вот прямо сейчас надо звонить, куда надо. Пернумик на уе, тематы, пернумик тюр. Дали бы пашапортили на вами, не спашет свой мой Федю. На ком? Эти уроки, фамилия, фамилия и трекут, че фашет, вар со своей вазут им фаца то. Сау че фашет, или кем пью к нему? Не лосаться ли им паше, вы, лосаться ли им паше, вы, достаться ляку, вы! Достаться ляку, вы! Давай, вы, я ну вы, ну варункаться, да шо за сон мы сам чины корректы? Я чтешь тебе по телефон! Я чтешь тебе по телефон! Короче, ребята, я в аэропорту, тут хаос полный творится. Меня держали 3 часа практически на досмотре, провели досмотр, описали все, что у меня было с собой, ничего запрещенного не было, просто держали до того времени, пока не улетит самолет. Когда самолет улетел, без каких-либо объяснений, сказали: девушка, на выход, вернули паспорт. Теперь иду искать свой чемодан, где он находится, тоже непонятно. Все вопросы сказали обращаться к компании, у которой заказывали билеты. Моральный ущерб и компенсацию билетов никто не хочет возвращать. Ну вот, короче, ребята, так и живем вот в такой стране. Так что думайте осенью, за кого голосовать будете. Всем хорошего дня. Тот сочешь вами, сун пассажир, который се андряпта преподерен спри Москова. Dragă guvernare, eu am doar o singură întrebare. Voi înțelegeți că aceștia tot sunt oamenii țării noastre? Voi înțelegeți că ei, în primul rând, sunt oameni, cetățeni și abia în al doilea rând sunt și votanți, ai ușor, de exemplu? Voi înțelegeți că și demența are limite, iar dacă nu le are, trebuie internați de urgență la cunoscutul spital de la Codru. PAS-ul luptă contra propriilor cetățeni pentru că aceștia ar fi simpatizanți ai ușor, în timp ce însuși PAS-ul nu este capabil să lupte contra personalului Șor. Nici nu o duce capul cum să o facă. De 5 ani îl caută pe Șor și pe Plăhotniuc și vorbesc zi de zi despre aceasta. Ia vedeți o nouă mostră de bălbăială în acest sens din partea ministrii justiției a lui Sergiu Litvinenko. În calitate de reprezentant a Republicii Moldova, având în vedere că avem o decizie judecătorească executorie în privința persoanei care a fost condamnată și constatată vinovăția, vom continua să solicităm extradarea acestei persoane cu înaintarea acestor cereri în ambele direcții. De ce nu se solicită și extradarea lui Vlad Plahotniuc? Deci, în primul rând este vorba despre etapa de examinare, deci Ministerul Justiției solicită extradarea atunci când avem o hotărâre judecătorească de executare sau în cazul în care suntem solicitați de către Procuratura Generală. Inclusiv și Procuratura Generală poate solicita. Și atunci de ce Procuratura Generală nu solicită? Ați încercat să discutați?
Direct nu am discutat asupra acestui caz. Cunoaștem că pentru ei sunt anumite motive care organele procuraturii nu ne le-au putut dezvălui la moment. Așadar, dragi prieteni, când nu ai ce oferi poporului, oferi circ și bâlbâială. Război hibrid și Rusia, spui, dragă guvernare. Bine v-am mai răspuns în acest sens, Andrei Năstase, cel căruia îi datorați faptul că sunteți sus. Cităm. Încercările Rusiei de a prelua controlul în Republica Moldova ar fi zadarnice dacă actuala guvernare s-ar preocupa cât și de puțin de problemele reale și stringente ale cetățenilor. Acest lucru nu se întâmplă însă. Dimpotrivă, PAS și Maia Sandu au ieșuat la toate capitolele, fapt care ne face extrem de vulnerabili în fața amenințărilor hibride. Oamenii sunt extrem de dezamăgiți de modul în care actuala guvernare a ieșuat, iar aceste supărări desigur că sunt exploatate de forțe ostile. Puțină lume cunoaște că indicele sărăciei absolute a crescut în ultimii ani de la 22% la peste 30%, sau că tot în ultimii ani avem un număr record de persoane care au părăsit Republica Moldova, spune Andrei Năstase. Doamnă și domnii din PAS, mai aveți ceva timp de a guverna. Vă îndemnăm sau chiar vă rugăm să nu vă mai bateți joc de proprii cetățeni care nu prea vă susțin și apucați-vă de treabă. Și nu, nu la legi și acțiuni restrictive, mă refer, cu listele trădătorilor de patrie, dușmanilor partidului, celor lipiți de cetățenie, de oponenții voștri vă ocupați cu mare drag. Faceți măcar ceva ca oamenii, nu doar ai voștri, dar absolut toți, să simtă vremuri normale. De vremuri bune deja nu vă mai amintim. E clar tot. Acum necesitatea este mai mare și conducta trebuie lărgită. De ce nu scoateți gardul de la președinție? O să-l scoatem atunci când o să îi vină vremea. Dar oamenii știu cine deține toată puterea astăzi în stat. El controlează guvernul, îl controlează. El controlează parlamentul, majoritatea parlamentară o controlează. Și el controlează... toată puterea în stat. Nu poate să umble și să se mai plângă că el vrea, dar nu poate. Dacă nu poate, să dăm afară. Și totuși uneori apar anumite raze de lumină și în tunelul nostru. Iată, de exemplu, Organizația Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți și-a exprimat îngrijorarea cu privire la evoluțiile recente din Moldova în ceea ce privește independența justiției. Organizația a subliniat preocuparea față de atacurile asupra judecătorilor care au fost acuzați public de corupție de către actori politici importanți și etichetați drept exemple ale unui sistem judiciar care necesită curățare, exclusiv din cauza deciziilor lor. Organizația a atras atenția asupra faptului că critica adusă deciziilor judiciare, mai ales atunci când este exprimată de reprezentanții puterilor legislative sau executive, ar trebui să fie gestionată cu atenție, astfel încât să nu afecteze integritatea sau independența sistemului judiciar. Domnule Dorin Rician, auziți? Aici, în primul rând, dumneavoastră sunteți vizat, dar și Igor Grosu. Noi intuim că și doamna Sandu, căci la cât s-a expus ea pe seama sistemului judecătoresc, nu s-a expus nici însuși sistemul judecătoresc despre sine însuși. Credeți că cineva dintre cei vizați a reacționat? Credeți că cineva dintre ei și-a cerut scuze public sau măcar a aplicat ureche la cele spuse de către organizația internațională? Din contra, ăștia merg înainte spre scopurile lor. Pe fundalul scandalului Interpol, guvernarea prin Consiliul lor al magistraturii îl fac pe tatăl tuturor reformelor, Vladislav Gribincea, judecător. Gribincea a fost propus președinte Maia Sandu pentru numirea în funcție de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit comunicatului de presă publicat într-o seară târzie, CSM anunță că el, dar și încă o doamnă, au acumulat cele mai multe puncte la concursul pentru ocuparea funcțiilor date. Știți care de fapt e știrea aici? De un an despre asta se scria pe canale de Telegram. Să vedem finalul deci, adică încoronarea sa în fruntea Curții Supreme de Justiție. Doamne președinte, dumneavoastră veți semna sau nu decretul de numire a domnului Gribincea? Dacă veți avea timp pentru asta, vă îndemnăm să vă găsiți timp și pentru semnarea decretelor privind numirea doamnei Sânduță, a domnilor Chirtoacă și Paneș și nu mai faceți pe regină în țara noastră, ci pur și simplu executați atribuțiile de serviciu. Altceva de la dumneavoastră nu cerem. Și încă un sfat, nu mai falsificați acte oficiale, doamnă președinte. Avem codul penal totuși care poate fi aplicat și după ce veți pierde puterea. Dar despre aberațiile din justiție putem
vorbi la infinit. Iată un alt exemplu. Avem noi la Curtea Constituțională o judecătoare pe nume Viorica Puică. Despre ea se zvonește că este mai docilă Pasului și mai Sandu decât însuși Pasul față de sine și însuși Sandu față de partid. Păi, iată că acest CSM al guvernării, supus puterii mai dur decât chiar se supuneau instituțiile lui Plahotniuc, a decis că doamna Puică de la înaltă curte are loc rezervat la Curtea Supremă de Justiție, imediat cum i se încheie mandatul la Curtea Constituțională. Voi înțelegeți aberația asta juridică? Noi nu o înțelegem, dar ei așa și-au făcut-o. I-au rezervat doamnei o funcție pentru mai târziu. Culmea, Maia Sandu a semnat și un decret în acest sens. Decret prezidențial pentru broni de loc în Curtea Supremă, oameni buni. Apropo, Maia Sandu a semnat și decretele de numire în funcție de judecători la Curtea Supremă de Justiție a altor două judecătoare docile, Stella Prokopciuc și Diana Stănilă. Știți pentru ce merită? Stănilă și Prokopciuc au înlăturat-o pe Tauber din curs electorală pentru fotoliul de primar al municipiului Belz în decembrie 2021, cu o zi înainte de alegeri, chiar în noapte în ajun de alegeri. Și totuși, cum e posibil? Suspendarea înseamnă întreruperea raporturilor de serviciu? E ceva cu dedicație? E o excepție? Cât privește rezervarea de funcție, fantastic de bine a spus puternicul jurist Nicolae Șanu. Geniilor care au decis că postul de judecător la Curtea Supremă poate fi rezervat celor care au decis să ocupe alte funcții, le propun să nu se oprească aici și să privadă la fel rezervarea posturilor de miniștri, prim-miniștri, deputați în Parlament și poate chiar președinte. Bine zis, domnule Șanu, dar nu le mai dați idei nebunilor. Ei ar putea să ia ironia dumneavoastră ca sfat pe bune. Din păcate, aveți perfectă dreptate. Aveți perfectă dreptate. Eu aș spune că în urma acțiunilor guvernării, eu nu pot să numesc aceste acțiuni reformă. Acțiuni, pur și simplu acțiuni. Sarcina căror, din punctul meu de vedere, este instaurarea puterii unipersonale asupra sistemului judecătoresc, a adus la aceea că în sistemul judecătoresc s-a instaurat un haos total. Un haos total. Prieteni, aceasta a fost Morari News și așa am văzut noi săptămâna care a fost. Vă mulțumim de like și share, vă mulțumim că sunteți cu noi și nu uitați că doar aici voi afla știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului. Vă îmbrățișăm cu drag și ne vedem săptămâna care vine.